A vrut să se răzbune într-un mod inedit și până la urmă a creat un adevărat circ. Un tânăr din Bușteni susține că nu și-a primit banii pentru serviciile prestate de-a lungul timpului la o societate comercială. Avea de luat 500 de lei și a fost dus cu vorba, după cum afirmă cel care a adunat într-o găleată mizeria din toaleta gării din stațiune și nu a ezitat să o arunce pe fostul patron. Cel vizat a sunat imediat la 112 și a cerut ajutorul poliției. Vă rog frumos, domnul Stăncicu, a venit doi băieți de la dumneavoastră să rezolve o problemă aici la o reclamație de-a mea. Și acel individ boschetar care tot umblă pe aici și pe care dumneavoastră poliția, deși domnului comandant, eu am avut o discuție acum două luni jumate, trei luni, așa să curețe un pic spațiul ăsta de centru al orașului de boschetari și de oameni care fură și vin și cerșesc în barul și peste tot. E un aspect, deci concret, a aruncat cu o găleată cu mizerie pe mine. Tudor Machițescu susține că tânărul nu a lucrat la el. I-a dat de câteva ori de mâncare și, în schimb, bărbatul s-a oferit benevol să-i măture spațiul de lângă societatea pe care o deținem. Niciodată n-a fost angajat de mine. I-am dat de pomană pentru tata, i-am cumpărat pantaloni, i-am cumpărat cămașe, i-am cumpărat de toate. Florin, zis Tămâie, susține că nu a fost angajat cu acte, însă s-a înțeles cu patronul să fie răsplătit financiar ori de câte ori muncește. Dacă la început a primit banii cuveniți, după o vreme angajatorul nu l-a mai băgat în seamă, așa că după ce a ajuns la capătul răbdării, a pus la cale un plan și l-a dus până la capăt. N-am știut. A fost o persoană care a slugărit, a muncit, am fost corect, a mințit. Oamenii legii au intervenit imediat și au reușit să mai calmeze spiritele. Nu vă imaginați că cearta dintre cei doi s-a încheiat atât de repede. Tânărul a mai luat odată foc atunci când a văzut că bărbatul pleacă din zonă cu tot cu actele și lucrurile sale. Până la urmă, ele au fost recuperate tot de polițiști. Nu, eu am găsit două pungi cu două cădelnițe de-astea de gaz, de nu știu ce, și încă o pungă cu niște lucruri acolo, n-am umblat la ele, cum le-am găsit așa, le-am pus și vreau să mă duc cu ele la Poliția Județeană, pentru că indivizi ca ăștia n-au ce să caute într-o stațiune ca Bușteni. Să duc acasă în zona la Cluj, de unde este, așa nu mă interesează pe mine. Vine și ne face numai probleme pe aici. Tânărul răzbunător s-a ales cu amendă pentru deranjarea liniștii publice, însă tot nu a renunțat la ideea de a scoate de la fostul patron banii munciți prin orice metodă.